UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Știu că săptămâna asta a fost prezent și vicepreședintele Copa Cogeca. Ați participat la discuții, la dezbateri? Da, la PAR a avut o delegație la întâlnirea. Și ce s-a vorbit de semnalat? Privind organismele modificate genetic. Da, e un subiect sensibil, dar noi românii nu prea vrem să-l acceptăm conform comunității europene, dar importăm. De-aia discutam puțin mai devreme în pauză cu domnul Paraschiv și spuneam, comunitatea europeană este cel mai mare importator de porumb din lume, între 17 și 21 de milioane de tone importăm pe an, dintre care avem porumb care nu respectă trasabilitatea, dar e modificat genetic. Gurile rele spun că dacă consumăm proteină vegetală din soia modificată genetic, dă și rezistență la această boală, la COVID. Da, nu știu, n-am făcut cercetătorii să stabilească. Deci ar trebui să cultivăm. Dacă conferă această imunitate. E un paradox, imunitate, nu cultivăm, dar folosim roturile care merg în industria alimentară. Da. Și conform noilor declarații ale oficialităților Comunității Europene, trebuie să folosim mai multă proteină vegetală, care va veni cu precădere din soia modificată genetic. Și nu numai. Deci aviz uscătorului. Este un subiect sensibil. Părerea este că ar trebui totuși ca oamenii, mi se pare că încă nu înțeleg prea bine ce înseamnă aceste organisme modificate genetic. Pentru că dacă luăm inclusiv soiurile, dacă luăm soiurile de grâu, și ele sunt plante modificate genetic, dar sunt modificate genetic pe cale naturală. Sunt modificate pe baza selecției naturale, pe baza încrucișării, pe baza hibridării. Hibrizii sunt plante modificate genetic, doar că se sar niște etape în procesul natural. De aceea am făcut în sensul adliteram al modificării genetice, de exemplu, cum porumbul rezistent la glifosat sau soia rezistentă la glifosat sau porumbul care are toleranță sau, rezistență la Ostrinia nubilaris, la sfrededitorul porumbului. Acolo s-au sărit nu câțiva zeci de ani sau cum s-a făcut în cazul hibridării sau selecției naturale, s-au sărit poate 100 de ani în aceste verigi tehnologice. Practic se ia o genă de pe o algă sau o bacterie, se inoculează și asta basta. Nu este Frankenstein, pentru că eu degeaba... Dar asta e viitorul. Biotehnologiile e viitorul, fără doar și poate. Și, da. Pentru reducerea consumului de pesticide. Dar dacă este contrar opiniei publice, indiferent că acea opinie publică este sau nu este avizată, nu se poate face mare lucru. Și tocmai acest lucru trebuie explicat cât mai bine. Aste modificări genetice nu sunt ceva ieșite din comun. Sunt la ordinea zilei și chiar ziceam și în pauză, noi încercăm să explicăm că porumbul modificat genetic este benefic unui popor a cărui rată de vaccinare este sub 30% și care crede că vaccinul îți alterează ADN-ul sau îți bagă 5G-ul sau ce alte prostii. Stimate colegi, să nu uităm un lucru. Soia, ca plantă leguminoasă, importanța ei ca fixatoare de azot. Știm ce adauz aduce în sol prin acele nodozități și cu cât se reduce dozele de îngrășăminte chimice. Lasă deci, până la 80 de kilograme. Cultivat în România, noi am cultivat soia modificată genetic cu acele erbicide care mergeau foarte bine și care am era cea mai bună plantă premergătoare pentru grâu, chiar dacă nu este... Și foloseam un singur erbicid. Un singur erbicid, sigur că da. Care era mai puțin toxic decât sarea de bucătărie. Reduceam cu cel puțin 30% dozele de îngrășăminte chimice, mizând pe aceste, ca plantă fixatoare de azot leguminoase. S-a dus. Soia în România acum mai cultivă, dar curajos. Cei care au curaj și în sistem de irigare și asumă toate riscurile. Să știți că soia nu este o cultură atât de sensibilă la seceta pedologică, cât mai mult la seceta atmosferică. Da. Da, în momentul înfloritului și are probleme atunci. Da, la o producție de 4.200-4.500 de kilograme de la hectar,
Să știți că decât 20% din flori au devenit fertile. Restul de 80% au fost... Vă dați seama ce potențial poate avea această cultură? Are, are potențial. Eu eram mulțumit când se semăna soia, era nelipsită din asolamentul meu. Eu o folosesc în asolamentul. Da, sigur, ca orice legumină, și mazărea și soia, dar soia mazăre puteam, mazărea e mai dificilă, dar soia era foarte bună. Mazăre porumb, mazăre, soia porumb, de ce? Institutul Fundula, în 1953, când s-a pus bazele acestui institut, familia Gast a venit în România și a corespunde cu cordonul porumbului. Din Statele Unite. Din Statele Unite. Da. Ei fac aceleași condiții pedroclimatice. Păi da. Cordonul ăsta fac monocultură. De aici a plecat Institutul Fundului în 53 și a fost Institutul Porumbului, de cercetarea porumbului. Da, dar am scos hibrizii noștri românești. Profesorul Mureșan, marele profesor academician. Da, ibriz care are această rezistență la ostrinia. Interesant. Da, iar acum e adevărat că venim cu gene de rezistență, de productivitate mai mari, de eliminarea apei și toate celelalte, și luăm din celelalte caracteristici ale... Părerea mea că pe soia trebuie, nu știu dacă noi ca țară am putea avea un cuvânt de spus, dar soia trebuie, după părerea mea, trebuie introdusă urgent din nou cu soia. Noi la nivel de țară nu avem o strategie ca să mergem cu ea mai departe. Păi nu, ca să te unești acolo în europeană câteva state. Să știi ce reprezinti și ce faci. Adică, vorbeam cu domnul profesor, domnul președinte al Academiei de Științe Agricole, dumnealui are 4 soiuri de cânepă. Domnul Tabără. Domnul Tabără, da. Sunt cele mai performante din lume. Domnul profesor, degeaba, a venit cei din Statele Unite, i-au oferit ceva să le vândă. Domnule, noi nu vindem așa ceva, nu facem așa ceva. Domnule, până la urmă, dacă nu avem industrie pentru prelucrarea cânepii, n-ai ce să faci cu ea efectiv. Peste 3 ani de zile... Unul care a încercat să cultive cânepă și am încercat, este chinul lumii să cultivi cânepă. Ai nevoie de o grămadă, vine dicotul toată ziua la tine ca la ultimul traficant de droguri. Păi exact. Să nu aibă conținut mai mare de 0,3% THC tetrahidrocanabinol. Într-adevăr, este o cultură foarte bună, tehnică. Și domnul profesor Tabără mi-a și fost profesor la universitate și toată sensul. Problema este dată că în România nu mai există prelucrarea și atunci degeaba ea poate să ofere biomasă, să ofere să capteze CO2 mai mult decât 4 hectare de pădure, când nu ai ce face cu ea. Nu ai gama de mașini, nu ai ok, gama de mașini o poți cumpăra, dar ce faci când investești în câteva 10 sau 100 de hectare de cânepă și nu ai unde să le dai? Păi sigur. Eu pot să mă uit de cu stupoare. Cetul Timișoara, adică compania de încălzire a orașului, a fost amendată cu 100 de milioane de lei pentru că nu și-a plătit certificatele verzi. În condițiile în care putea să cumpere biomasă, care sunt neutre din punct de vedere carbonic și să nu fie nevoită să plătească aceste penalități. Biomasă obținută din plop, sălci, cânepă și alte culturi reziduale care să fie captatoare de carbon atmosferic, pentru că urmează. Vă dau un exemplu. Un gigajoule de energie din cărbune costă 6 euro. Carbonul atmosferic costă și el 6 euro, iar un gigajoule din lemn costă 6 euro. Adică pentru cei care poluează, costă de 2 ori mai mult să se încălzească cu cărbuni decât să se încălzească cu lemn. Bun, dacă tot am dus discuția în zona asta, despre PNS, ce mai știți? Aveți noutăți la minister? Ați mai discutat? V-a mai invitat cineva? Atât pe dumneavoastră, pe cei din La Parc, cât și pe cei din Clubul Fermierilor? Adică, nu știu, mă gândesc că timpul trece și nu se întâmplă mai nimic notabil. Ca de obicei. Nu, da, acum am pe cuvântul. PNS-ul trebuia să se regăsească în planul de dezvoltare național. Pe termen lung, mediu și lung. Era foarte simplu. Guvernul, ministerul a luat consultanți, foarte mulți consultanți, discută cu ei, am trimis și noi punctele noastre de vedere. Acum, ce discutăm? Ați văzut vreun draft, ceva? V-au prezentat vreo schiță, vreo planșă măcar? Prezentări n-am văzut. Eu am înțeles. Domnul Degianschi, dumneavoastră? Probabil la club, dacă le-a prezentat. Acum, eu vă pot răspunde avei că în discuția aceste de PNS n-am fost eu foarte implicat, dar vă pot da un alt exemplu că cam și cum funcționează toată România. Adică
Am discutat în pauză de problema pestei porcine și nu voi intra în detalii, dar una dintre discuții era că în agricultură marea problemă a pestei e dată de vectorul principal, porcul mistreț. Pușcăm miții, toată lumea este de acord că trebuie împușcați mistreții, dar Ministerul Mediului este cel care nu dă avize. Sau urși mănâncă ciobani, urși mănâncă localnici și Ministerul Mediului. Adică nu există niciun fel, ca și cum aceste două ministere ar fi în țări diferite, să nu vorbim în același guvern. Este o mare, mare problemă când în cadrul aceleași țări fiecare lui diferită. Pentru că dacă te duci să iei un aviz, cum am mers eu să iau aviz, să-mi fac un lac de acumulare pentru un bazin de captare, pentru o sursă de irigații, din luna februarie stau la Agenția de Protecție a Mediului. Înainte am stat la ANIF, la Apele Române, la ANIF iarăși, iarăși la Apele Române, la Inspectoratul de Stat în Construcții. Deci a fost un du-te-vino, un ping-pong între instituții în care nu mai înțelegi nimic. Și asta este problema, că nu există unitate în ceea ce privește un proces. Adică, ok, ce înseamnă un lac de irigații? Înseamnă 95% parte de agricultură. Să se ocupe Ministerul Agriculturii și el să canalizeze aceste eforturi. Nu să fie pasat între diverse instituții sau agenții ale altor ministere și fiecare să-și dea punctul lui de vedere diferit. Pentru că un minister îți dă un punct de vedere, celălalt îi dă în cap celuilalt și nu ajungi niciunde. Te învârți într-un cerc în care nu mai e ieșire. Nu e normal și e corect. Deci nu există fișa postului. Orice întreprindere, orice privat are o fișă postului și un regulament de ordine interioară. În cazul acestor instituții nu cred că există. Nici una și nici alta. Dacă teoretic angajatul cred că există, dar numai teoretic. Mi-e greu să... Înseamnă că nu știe angajatul despre ce este vorba. Și responsabilitățile pe care le are. Da? N-ai făcut... De aici până aici este bucățica ta. Nu mă plimb de la Ana la Caiafa și nu mai înțeleg nimica. Mă chinui de nu știu câte luni de zile pentru o cooperativă, domnule. Deci e fenomenal. Că discutăm forme asociative. Păi dacă iau un tânăr să alerge atâta, păi ai cheltuieli cu combustibilul, de la o unitate la alta bugetară, de la camera de comerț la nu știu unde naiba, la direcțiile agricole. Sunt foarte multe lucruri de făcut și foarte multe acte. Vă mai dau un exemplu care pe mine m-a șocat acum câțiva ani. În 2017 am fost invitat la stațiunea didactică a Universității de Stat din Polonia, din Varșovia, în cadrul Universității de Științe Agricole a stațiunii didactice și am fost un pic să văd. Stațiunea didactică Timișoara nu avea personalitate juridică, era exclusă de la toate proiectele europene, nu avea eligibilitate finanțare. În fine, ajungem în Polonia, toate stațiunile didactice din Europa și mergem să vedem utilajele și toate cele. La 1500 de hectare, 40 de tractoare, de la 30 până la 400 de cai putere. Și eu, în naivitatea mea, întreb directorul acelei stațiuni didactice, zic că da, a fost un adevărat calvar ca să ajungeți să cumpărați aceste tractoare. Și eu, nu, o săptămână a durat tot. Păi am luat o scrisoare, o confirmare de la universitate că noi suntem proprietarii sau administrăm aceste terenuri, am fost până la administrația fiscală că depunem în fiecare an bilanțuri, am fost după aceea până la primăriile din zonă că noi suntem cei care plătim impozitele și administrăm terenul și am ales un furnizor de echipamente și într-o săptămână s-au achiziționat aceste utilaje. Numai la noi e toate caietele de sa în ghiduri erau puse condiții peste condiții să ne omorâm unii pe alții. Acesta este adevăratul farmec al țării noastre, că până la urmă nu Europa ne omoară, noi ne omorâm, noi ne dăm în cap. Cum vrea unul să iasă afară la suprață, cum ceilalți îl trag la fund, ca în banc. Cum e bancul? Ia spuneți-le. Și așa eu pot să vă dau un exemplu legat de ceea ce însemnam în Uniunea Europeană. Deci când am intrat în Uniunea Europeană, cu un an înainte să intre în Uniunea Europeană, de la Direcția Agricolă a venit cu un francez, cei de la Direcție, și să discutăm despre agricultură. Am trecut, mi-a întrebat de asolamente, într-adevăr, la mine, cum am grupat, am sole și de 200 de hectare. Am mers să le vedem cu asta, a rămas impresionant.
Am discutat de producție, de niveluri. Era cam trist francezul la un moment dat. A venit problema de finanțare, de cum ne descurcăm cu banii pentru asta. Și am început să spunem, cu cât vorbeam mai mult, prin câte și tot nu ni se dă creditul la urmă, s-a înveselit francezul și ne-a spus la noi, un fermier, ca să ia un credit, îi trebuie un singur lucru. De la Camera Agricolă, o ștampilă și semnătură se duce la bancă și i-a dat banii. Iar la noi, până luăm un credit, știți, fiecare până ce trecem ca să vedem. Acolo sunt fermier, da. Camera Agricolă a vizat. Gata banii. Da, da, statul dă această stabilitate. Uitați-vă, păi, dacă statul, cumva da. Vindeți undeva produse da. Și firma intră în faliment, dumneavoastră ați făcut factură, sunteți... N-ați încasat banii, dar trebuie să plătiți impozit pe profit statului român. Și dacă nu aveți bani de unde să-i plătiți, primiți penalități, dobânzi. Da. Nu mi se pare normal la masa grădală să fie statul în capul mesei, iar dumneavoastră să fiți la urmă, după bani și toate. Nu. Statul trebuie să fie în coada celor care recuperează banii. De ce? Are toate pârghile necesare de a recupera banii de la acel individ, de acea societate. Că până la urmă societatea e un individ cu bunele și relele sigur, lui. Sigur. Da? Vede despre ce este vorba? Când mergeți la bancă semnați acel act de fidejusiune? Sigur. Vă luați toate neamurile după dumneavoastră și semnează și ei acolo? Da, oare da. De ce? Bani. Dumneavoastră puteți să faceți lucrul acesta? Nu, dar ați auzit un fermier să ceară la un furnizor de inputuri sau de orice un bilet la ordin dacă nu mi-asigur ce am făcut scris un contract. Să poți să bag și eu biletul la ordin? Fermier, da, vă pot zice că da. Tu ai fost ăla? Ai făcut așa? Pot, da, vă zic că așa fac. Și îți dă bilet la ordin? Da, îi dă. Vor să lucreze? Da, trebuie. Da. Eu și... Tu, că sigur îți va aduce tot ce trebuie, că altfel dai și tu biletul. Că ei abia așteaptă să introducă biletul la ordin. De și asigură business-ul. Bun. Bun. Mai avem 4-5 minute. Vreau să trageți concluzii. Suntem pe final de emisiune. O să începem cu domnul Paraschiv, apoi cu domnul Vasile și în final cu Alexander Degianschi. Vă rog, domnul. Concluzia mea este simplă. După atâția ani de agricultură și socialistă și capitalistă, în România singurul ajutor este de la Dumnezeu. Mai ales după Revoluție, pe acest guvernanț nu i-a interesat pe niciunul, de la ministrul agriculturii până la prim-ministru, nu mai vorbind de șeful statului, că o singură ieșire am auzit a șeful statului în România, domnul Băsescu, când a cumpărat teren în Călărași, a zis, domnule, teren bun acolo, decât arunci sămânța și faci producție. Încolo nu și-a spus nimeni. După domnul Iohannis, nu l-am auzit în niciun moment să vorbească despre situația fermierilor. Nu poate. Cum să nu vorbesc șef de stat? Dar așa, cum ai putut să dai 6.000 de tone de motorină fermierilor? De acord, ne ajutăm pe cei din Moldova. Dar ajutăm în primul rând pe ei tăi. Nu. Singura speranță este ca noi să lucrăm, să ne facem treaba și Dumnezeu să ne ajute, că irigații nu o să le vedem în niciun caz în viitorul foarte apropiat. Domnul Vasile. Legat de irigație și ce spunea domnul Parasitiv mai devreme, chiar am venit cu o propunere ca aceste asociații ale udătorilor să le transforme chiar în cooperative. Și atunci, legea arendei să fie undeva pe 15 ani, sigur, cel puțin. Sigur. Și atunci poate fermierul efectiv să-și facă aceste investiții pe acea asociație a udătorilor, sigur, și pot vinde la oaltă. Deci să le transformăm aceste oiuri în cooperativ efectiv cu drepturi comerciale, ca orice cooperativă și cu tot ce dacă înseamnă bunele. Dacă cooperative înseamnă să mai multe localități, s-ar putea deci, într-un vedeți cât de simplu, să-i faci sunt mult mai să simplu. Semneze pe 15 ani arendă, dar sunt alții cum? Care nu vor decât pe 2-3 ani. Și în primul rând, dacă când dăm o lege, arendă, clar. Domnilor, când dăm o lege, în primul rând venim cu constrângerea și pur nu venim cu legea. Sigur. Dăm legea, nu avem niciun fel de constrângeri, fiecare o interpretează și sau cum dorește dumnealui. Și la revedere, s-a terminat discuția. Spune, dacă vrea la sfârșitul anului face cerere, se anulează contractul de arendă, fără să pe mine mă sancționează dacă nu-i dau drepturile arendă, dar el nu pățește. Mai aici e o problemă. Discutăm de cele 64 de milioane de sole. Ar trebui început iară. Renta viageră.
pentru cei care au trecut o anumită vârstă, păi, ei se chinuie oamenii fără discuție, adică da, nu se pune problema. Nu e atât de ușor să întreții o suprafață de teren. Mai ușor lucrezi 5.000 de hectare decât 2 hectare. Că nu ai gama de mașini, stai să te rogi sau toate celelalte lucruri. Atunci a dat o rentă viageră anuală sau dacă nu, ADS-ul pentru a intra de a cumpăra terenul. Sunt multe ferme, pe mine mă doare sufletul când văd ferme mari românești scoase la vânzare. Și nu sunt la adevărata valoare ca preț. Și atunci ADS-ul ar trebui să intre sau dacă nu, chiar aceste asociații ar trebui să creeze fonduri și în cadrul asociației cumpără aceste... 50 de hectare. Ce vorbeam, nu se dea 50 de hectare. Unde? Da, să avem grijă, tinerii aceștia care promit, sunt foarte bine informați unii dintre ei, da, să preia aceste ferme și să dezvolte pe păi cum discut eu de digitalizare când eu discut de 2 hectare, de 5 hectare? Păi da, el în loc să se gândească să dezvolte, da, el se gândește cum mai sapă, cum mai întreține. Bun, haideți să îi dăm posibilitatea și lui Alexandru să tragă și el o concluzie. Te rog, Alex. Acum eu trag așa o concluzie mai poetică, poate la final, pentru că eu am 32 de ani și îmi doresc să fac agricultură atâta timp cât voi fi mulțumit și satisfăcut să o fac. Pentru că nu este pentru mine agricultura o meserie. Pentru mine agricultura este o plăcere, este un hobby. Știi bine, Ovidiu, pentru mine agricultura este mai mult decât o plăcere. Știi că ai fost de atâtea ori la mine în fermă și pentru mine partea de educație este îmbinată cu cea practică, am crescut, am făcut agricultură, am fost la școală, am învățat și toate acestea pentru mine se închid într-un cerc. Problema majoră este dată de faptul că oamenii în general în goană, așa după profit, uită să trăiască viața. Și asta, până la urmă, pentru mine este mai important ca orice să fiu mulțumit cu ceea ce fac. Și sunt mulțumit cu ceea ce fac. Mă simt mândru că fac agricultură, mă simt mândru că ajut să pun semințe în pământ și să produc grâu, porumb, floarea soarelui, să le vând și să mă asigur mie și celor 60 angajați un trai decent. Și deși Simeon Bărnuțu zicea pe treptele catedralei de la Blaj în 1848, poporul are întotdeauna dreptate, aici aș putea să mai am un pic de contestație. Eu îl citesc pe bunicul meu care zicea că pământul are întotdeauna dreptate și care era un biet tractorist și care până la urmă a înțeles esența acestei lumi. Pentru că până la bun, urmă... Bun, mulțumesc mult de tot, Alex. Mulțumesc pentru prezență atât ție cât și celorlalți doi domni. Am depășit un pic timpul de emisie, dar sper să ne fie trecut cu vederea. Ne revedem într-o nouă ediție de Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine! Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritechno.